În data de 24 ianuarie se sărbătorește Ziua Unirii Principatelor Române, această zi fiind inclusă în lista zilelor libere legale încă din anul 2016. Astfel, în această zi, salariații din România primesc liber de la angajator, iar cei care lucrează au dreptul la compensații. Potrivit Codului Muncii, angajații care nu pot beneficia de liberele legale trebuie să primească fie zile libere acordate în următoarele 30 de zile de către angajator, fie un spor la salariul de bază, ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Angajatorii care nu acordă zile libere angajaților riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Anul acesta, salariații au parte de 15 zile libere acordate prin lege, din care 11 pică în timpul săptămânii. 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, pică într-o zi de vineri. Următoarele zile libere vor fi Vinerea Mare, 17 aprilie, 19 aprilie și 20 aprilie, prima și a doua zi de Paște. 1 mai, ziua muncii, pică vinerea, iar 1 iunie, ziua copilului, pică lunea. Următoarele zile libere vor fi în 7 iunie și 8 iunie, prima și a doua zi de Rusali, duminică și luni. Anul acesta, 15 ianuarie, Adormirea Maicii Domnului va fi într-o zi de sâmbătă. În 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, vom sta acasă pentru că sărbătoarea pică luni. Ziua Națională a României, 1 decembrie, va fi marcată într-o zi de marți, iar 25 decembrie și 26 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun, vor fi vineri și sâmbătă.